Încercăm să facem în premieră un centru de chirurgie oncoplastică. Este o premieră pentru noi. În străinătate se discută și chiar se face, discută despre, dacă vreți, trenduri în medicina oncoplastică, noi tipuri de intervenții. Noi de-abia reușim să ne coagulăm. Centrul care l-am deschis aici împreună cu MedLife și echipa noastră, în care sunt eu, domnul doctor Antochi, domnul doctor Gogescu, deci suntem două echipe de chirurgi plasticieni și o echipă de oncologie, a avut sensul de a aborda pentru o femeie, a putea avea o abordare în echipă. În echipă, asta înseamnă o evaluare completă din punct de vedere al sănătății și riscurilor voi la sân. Aici mă refer și la formațiuni benigne și la formațiuni maligne. Toată această echipă se află la dispoziția pacienților din România în cadrul MedLife. Aici avem centru care se referă ca bloc chirurgical. Aici se efectuează partea chirurgicală a acestei abord de echipă. Primul pas pe care l-am făcut în cadrul acestui centru ar fi să facem un screening de sân. Este un element esențial pentru prevenirea bolii sânului. Astăzi lansăm împreună cu MedLife un program de screening care va conține un consult oncologic de screening, o ecografie până în vârsta de 40 de ani sau mamografie după vârsta de 40 de ani, al doilea consult oncologic, precum și în cazul în care este necesar un consult de chirurgie plastică în care e necesară o intervenție chirurgicală. Toate acest pachet este pentru abonatele MedLife și aici vorbim aproximativ de 180.000 de femei gratuit. De asemenea, pentru cine nu este abonat MedLife, la un preț promoțional de 2,5 milioane, având toate aceste consulturi, 250 de ron, având toate aceste consulturi incluse. Din afară, dacă n-ai această problemă, îți se pare că e ceva banal, mare lucru să nu ai un sân. Dar dacă e vorba de tine sau de cineva dracție sau din familie, poate să devină o problemă pentru toată familia și tot grupul social respectiv. Era o obsesie, pot să spun, a noastră să încercăm să, apropo de ce spunea prietenul meu, doctorul Radu Ionescu, ca statul să suporte această intervenție, care e considerată, în mod ciudat, intervenție de chirurgie estetică și, practic, nici nu e decontată. Dacă o facem la spital și facem destul de multe la spitalul de stat și în privat, dar la spitalul de stat trebuie să scrii un diagnostic, dacă scrii chirurgie reconstructivă a sânului după cancer de sân, îți anulează foaia. Nu mai zic că proteza este cumpărată de paciente și de paciente sau de noi. Tehnic vorbind, ca pregătire chirurgicală, ca manualitate, experiență, cunoștință, deci noi suntem, asta vă spun cu siguranță, deci marea majoritate a chirurgilor plastici din România suntem la același nivel cu chirurgii plastici din Occident și din Statele Unite, dacă vreți. Apropo de diagnosticul precoce, asta se dorește, fiindcă și tratamentul este mult mai ușor de suportat și de pacient și de către cei care plătesc tratamentele. Și rezultatele sunt mai bune, deci pacientul are avantaj deosebit în diagnostic precoce, poate să ducă la un tratament mult mai ușor de suportat minim și cu rezultate spectaculos de bune, adică se apropie de 100% supraviețuire la controlele făcute chiar la 5, la 10, la 15 ani. Noi aici, împreună cu echipa de colegi și de prieteni în același timp, de un an și jumate, testăm o nouă tehnică de reconstrucție a sânului care este așteptată de colegii noștri la nivel internațional. Este o tehnică de pionierat, realmente de pionierat, în sensul în care am reușit și avem ceva intervenții în acest sens. Am reușit să folosim țesut propriu, adică să folosim o fascie. Este un țesut de grosimea, să spunem, alodermului, are aproximativ un milimetru, între un milimetru și un milimetru jumate grosime, pe care îl recoltăm de la nivelul piciorului, prin coapței, printr-o incizie minimală, fără să avem niciun fel de distorsiune la nivelul acelei zone, fără a afecta deloc funcționalitatea, și în loc să folosim un corp străin, care este acest aloderm, folosim propriu țesut al pacientului pentru a susține polul inferior al sânului. Această tehnică am insistat să o publicăm fiind o tehnică eminiamente românească. Toți cei de față suntem coautori la această tehnică. Am dorit să o publicăm prima dată într-o revistă românească de chirurgie, revista Chirurgia,
care este o revistă ISI, după care, după această publicare, articolul deja trimis din 1 august, după această publicare vom publica și într-una din cele mai prestigioase reviste de chirurgie plastică din Statele Unite, care așteaptă și acest articol. De asemenea, vă pot anunța în următoarea perioadă, apropo de chirurgia de prevenție, deci cu doamna Jolie, vă anunțăm în următoarea perioadă o operație în premieră mondială, este vorba de o mastectomie subcutană, deci și-a făcut dânsa, cu reconstrucție bilaterală într-un singur timp operator folosit, cu implante definitive folosind această fascie bilaterală. Echipa va fi formată din două echipe de chirurgie plastică, una condusă de mine, una de profesor Antohi și o echipă de oncologie condusă de domnul dr. Gogescu. Această operație va dura în jur de 4 ore jumate, 5 ore jumate. Avantajul este că reușim să facem într-un singur pas ce a făcut și sau ce a făcut doamna Jolie în 3 etape chirurgicale. Tehnica este complet revoluționară, suntem foarte mândri că putem să anunțăm o premieră din punct de vedere chirurgical la nivel internațional în cadrul MedLife. De asemenea, cum spunea mai devreme profesorul Antohi, este important de înțeles că România astăzi, din punct de vedere al chirurgiei plastice, ne aflăm la nivel mondial, într-o edită mondială în care suntem toți egali. Toți avem, facem aceleași schimburi de informații, avem prezentări internaționale în care România este foarte bine privită în acest domeniu. Sunt într-adevăr una din femeile care a beneficiat de această operație de reconstrucție cu țesut propriu. M-a speriat inițial tehnica, dar vă spun că eu după 6 luni de zile m-am întors la muncă. Țesut propriu, Cristina se referă la această fascie de care vorbeam puțin mai devreme. Are implante, a fost făcută într-un singur timp operator, exact cum vă spuneam, a fost făcut într-un singur timp operator în care domnul dr. Gogescu a efectuat mastectomia, de asemenea extragerea ganglionilor din axilă pentru verificare. Iar în echipă cu doctorul Antohi am recoltat o fascie de păpucior pe care o cicatrice care aproape nici nu mai se observă, corect? Reconstruim cu un implant definitiv acest sân. Cristina a fost internată de dimineață. În cursul dimineții s-a efectuat intervenția care a durat undeva la 3 ore jumate, dacă mi-aduc aminte bine. După care, a doua zi de dimineață, Cristina a plecat acasă. În funcție de tehnica chirurgicală, este o mastectomie simplă, este o mastectomie care necesită decât un cadran, adică decât o zonă parțială a sânului. Necesită și scoaterea ganglionilor axilari. Necesită reconstrucție imediată cu țesut autolog, fără țesut autolog, cu implant, cu expander. Deci există o variațiune foarte mare de tehnici chirurgicale. Putem să vă spunem că în privat, deci vorbim fără suportul Casei Naționale de Asigurări, deci se spune un pacient neasigurat, acum cu totul inclus, adică vorbim de un pachet complexiv în care intră și consultații, și pansamente postoperatorii, și internare, așa cu chirurgical și anestezie, absolut tot. Pentru o mastectomie este echivalent a 2000 de euro, cu totul inclus, da? Pentru o reconstrucție undeva, pentru unilaterală undeva, în jur de, cu tot cu mastectomie în același timp, în jur de 4200 de euro. Evident, mă repet aici, dacă vă dau de când niște cu titlu informativ aceste prețuri, pentru că pot varia destul de mult și semnificativ din punct de vedere al prețului în funcție de ce avem de făcut, în funcție de perioada de internare și așa mai departe. Inițiativa a pornit de fapt de la nucleul de medici care au și introdus o MedLife. Dânsii au fost locomotiva, noi doar am reușit să aducem valoare adăugată, să facem un management în jurul acestui nucleu. Zic că va avea un succes foarte mare. Mai sunt câteva echipe în România care pot face asta. Cred că încă o dată MedLife reușește să sublinieze și valoarea calitativă a actului medical pe care îl desfășoară, nu numai cea cantitativă. Această echipă are o altă tehnică, o tehnică actuală, o tehnică una și în pionierat medical, costurile fiind aceleași probabil în privat, comparativ cu străinătatea, prețurile vor fi de cel puțin 3-4 ori mai mici. Afară
se discută de zeci de ani, iar în România de-abia ne coagulăm. Avem și dificultatea că nu este decontată de casa de asigurări, nu este o operație estetică, este o operație de reîntregire, dacă vreți, și a imaginii și a părții fizice după o intervenție, cum este intervenția oncologică pentru sân. Este un avantaj să nu fi supus la mai multe anestezii consecutive, este un avantaj și psihologic să rezolvi problema dintr-o singură încercare.